Vom efectua conectarea dispozitivului pentru aplicația HRIFINE. Vă rugăm să țineți cont că denumirea dispozitivelor diferă de la model la model. Primul pas este cel de verificare al Bluetooth-ului. Acesta trebuie să fie activ, iar dispozitivul, în cazul nostru 119L, trebuie să-l regăsim în lista de dispozitive disponibile. În cazul în care ceasul se regăsește la dispozitive împerecheate, așa cum îl vedeți la noi, mergeți pe denumirea acestuia. Iar apoi, anulați asocierea. După efectuarea acestui pas, dispozitivul trece automat în lista de dispozitive disponibile, ceea ce este foarte corect. Mai departe, mergem în aplicația Refine dedicată modelului nostru, intrăm în pagina a mea, iar în partea de sus se apasă Dispozitiv de căutare și începe scanarea. Când se găsește denumirea dispozitivului, oprim scanarea apăsăm pe denumirea acestuia și așteptăm câteva secunde până la conectare. În momentul acesta, statusul s-a actualizat. Următorul pas este cel de activare al notificărilor. Pentru activare apel, activăm memento de apel. Aici avem două bife. Prima bifă este pentru activarea vibrațiilor, cea de-a doua bifă pentru afișarea numerelor de contact. mai departe. În setări sonerie regăsim următoarele funcții. Pentru găsire dispozitiv facem clic pe găsiți dispozitiv, iar acesta activează vibrația. Pentru activare notificări aplicații intrăm în memento de mesaj, activăm aplicațiile dorite. Pentru activarea funcției de sedentarism, Activăm memento sedentar, unde regăsim și funcția DND în timpul pauzei de prânz. Odată activată această funcție în intervalul 12-14, ceasul nu primește notificări. Pentru setarea de monitorizare a somnului, intrăm în monitorizare somn. pentru măsurătoarea automată a resurselor umane, activăm cele două bife. Bife. Pentru activarea altui interval, Do not disturb în intervalul zilei, intrăm în DND de mod de unde setăm acest interval. Avem posibilitatea de dezactivare a vibrațiilor, de activare a modului de economie a energiei, setările de limbă, modul de purtare al ceasului pe mâna dorită. și resetarea din fabrică a ceasului. Aceasta este conectarea completă.